Legendary Star Drop gratuit pentru toată lumea. În videoclipul de astăzi am deschis câteva Legendary Star Drop-uri pentru a vedea dacă primesc lucruri bune sau lucruri mai puțin bune. Înainte de a începe, like, subscribe și eu vă las cu episodul. Bun, având în vedere că este un eveniment foarte mare în care primim 5 star drop-uri gratuite, am zis că merită neapărat să facem un clip, așa că trebuie neapărat să le deschidem. Mai am încă două conturi, vedem ce o să ne pice pe celelalte conturi. O să fie un videoclip scurt, dar bă, merită să facem un clip de genul. Sper să vă placă videoclipul acesta. Haideți să începem cu primul star drop legendar. Până acum mi-au dat și prieteni mesaj că au primit Hypercharger skin-uri, brawler. Haideți să vedem și norocul nostru, dacă e... Da, e clar, norocul nostru... Norocul nostru doesn't exist, norocul nostru. Deja am început bine, chiar n-aveam nevoie. Haideți să vedem cel de-al doilea star drop. Poate aici ne dă și nou un hypercharge. Am contul mare, deci ăsta unde deschid eu aici este contul meu mare. Și aici am nevoie de foarte multe hypercharge-uri. Deci dăm pe Sandy, dăm pe absolut ce vrei tu, dar doar dăm... Bine! Bine, mă! Hypercharge, aia zic. Bine, 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 bine. 5.000 de bănuți. Bă, chiar nu mă așteptam. Vezi că l-a dropat bine. E pe Bell, într-adevăr, dar e bun și pe Bell. Ok, hai să vedem. Mai dăm, mă, niște hypercharge-uri. Hai, te rog eu. Niște hypercharge-uri. Dăm pe Mico, hypercharge. Ah, star power. Mamă, ăsta e lose. Ăsta e lose, sincer. Ăsta e lose. Hai să vedem, mai avem încă două. Sper că îmi dă ceva bun. Eu n-aud ce poate să-mi pice, adică aș putea să aud coins sau nu știu, că în afară de coins poate să pice și power up. Hai să vedem ce pică. Ceva bun. Mamă, bă, dar nu, mă, bă. Star power-ul ăsta e gratis, încă un lose, nu e bine. Hai, mă, bă, dar dă și tu ceva bun, dropează ceva ca lumea. Bine ăsta, dar nu, e pe Shelly, e pe Shelly. Bă, e bun că e hypercharge. Am luat două hypercharge-uri, dar nu e bun că e pe Shelly, nu joc Shelly. E primul cont, băieți, de-abia, deci voi ce ziceți? Până acum e bine sau nu? Hai să vedem mai departe. Acesta este contul meu secundar, al doilea cont. Am pe el nici mai mult, nici mai puțin de 13 brawler. Ia uite-le ce frumos stau aici, ca pâinea caldă, așteaptă să fie și ele deschise. Hai să vedem dacă aici avem mai mult noroc. Totuși am 2000 de trofei, nu cred că îmi dă ceva bun. Presupun că o să-mi dea gold, skin-uri și cam atât. Hypercharge-uri nu văd eu să-mi dea hypercharge-uri. Hai să începem cu primul star drop. Ia să vedem, de aici hypercharge pe Edgar. Bă, 5.000 de bonus, W, vezi că e bine, trebuie să-l fac neapărat acum pe Edgar la power 11. Next, ia să vedem, al doilea. Am luat din prima un hypercharge, vă dați seama? Noi am luat din a treia încercare, cred, sau a doua, habar n-am. Ia să vedem. Aoleo, star power pe Lily. Nu știu, nu știu. Hai, eu sunt chiar tare curios pe un cont mic ce poate să îți dropeze. Ia să vedem aici ce poate să ne pice. Și am luat skin. Bă, 5.000 de blinguri, e bine. Avem două star drop-uri legendare. Haideți să vedem de aici ce ne pică în continuare. Dropează ceva bun. Nu e bun ăsta. Eu nu știu cum poate să-mi dea star power, deși nu l-am pe Bo la level 9. Cel puțin eu așa țin. A, bă, da, l-am pe Bo la level 9. Și ultimul star drop de pe contul cel mic, să vedem dacă dropează ceva bun sau poate mai bun decât pe contul meu. Ia să vedem. Ultimul, care e skin pe Edgar de 79 de gemuri. Nu știu ce să zic, nu mă impresionează. Mi-a dat pe Edgar, deci mi-a dat tot acum pe Edgar. Dacă l-aveam și la power 9, vă zic eu că îmi dădea și star power, mi-a dat și hypercharge și acum mi-a dat și skin. Deci tot acum. Am mai făcut rost de un cont, le deschidem repede, încă 5 star drop-uri legendare. Am mai făcut eu rost și am luat hyper pe el primul. Da, am mai făcut eu rost prin alte metode, nici nu contează prin ce metode. 5.000 de bonus, bă, e W când îți pică hypercharge, pentru că e cel mai value. După părerea mea, hyper-ul e cel mai value. 5.000 de coins, adică e ce trebuie. De aici ne pică un, skin pe Jesse, bă, 79 de gemuri, nu mă dă pe spate. Următorul, ia să vedem, poate de aici avem mai mult noroc, skin pe Lu. A, ba nu, e chiar Lu. Nu mă așteptam să iau brawler, chiar nu mă așteptam absolut deloc. Scrieți-mi și voi în secțiunea de comentarii voi ce ați primit din aceste star drop-uri legendare, pentru că n-am apucat să vă întreb până acum. Așa că scrieți-mi în secțiunea de comentarii voi ce ați primit. Deși nu cred că ar putea să-mi dea ceva mai bun, poate chiar ceva mai prost. Ia să vedem, cum ar fi să-mi dea un skin de 1000 de blinguri. Bă, star power-ul ăsta, e ok. Ia să vedem, și ultimul star drop, ceva bun de aici. De aici chiar am așteptări.
și e skin pe Surge de 79 de gemuri. Merge. Bun, și suntem și pe ultimul cont. Să vedem dacă aici avem mai mult noroc. Ultimele 5 star drop-uri legendare gratuite și haideți să începem cu primul star drop. Vă dropează ceva sau nu? Star Power. Țineți minte, e ultimul cont și e Hyper Charge pe Dynamite. Bă, vezi că e bun. Ăsta da, aici se merită. Ne-a dat un Star Power pe Dynamite și Hyper Charge. Încă un Hyper Charge. Hai, mai dă încă un Hyper Charge. Și e skin pe Mortis de 79 de gemuri. Bă, nu e chiar așa de bun. Hyper Charge. Dropează Hyper. Iar skinul ăsta. Bă, și pe contul meu am luat skinul ăsta. E blestemat skinul ăsta, numai să spice. Și ultimul, să vedem. Poate ultimul ne aduce, poate să ne surprindă cu ceva, wow, să ne dea pe spate ultimul star drop legendar, deși nu prea cred, dar hai să vedem cine știe. Hyper Charge pe Jin. Păi ok, vezi că Hyper Charge-ul ăsta nu e chiar așa rău. Merge. Bun mă băieți, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Alex, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Salut!